Îmbătătură, dacă aveți o fermă mai mare, dacă doriți să deveniți fermier și afacerea dumneavoastră să se bazeze pe pomicultură, întrebați-ne, interveniți cu alte cuvinte în acest subiect. 2315630263, din câte știu eu, după ora 20 este gratuit, dacă sunați în rețeaua Rom Telecom în care suntem. Haideți să continuăm discuția și să vă întreb, domnule Zagrai, ce faceți acum în această situație? Ne-ați adus aici o mostră, niște mere extraordinare. Nu știu, nu pe ce prea bine, dar Ionatan a zis este ca să Ionatan, spun că este, da? Da, Ionatan. Este aveți ceva golden aici, da? Da, și un... Și încă un soi interesant, da. Acesta mare. E Pamphelia, da. Pamphelia, este care este așa o... Am înțeles. Un măr care se păstrează foarte bine peste iarnă, are coaja foarte groasă. Între Ionatan și Golden Cagu sau cum e? E un Pamphelia. Pamphelia, e un soi cu e zemos sau făinos, ca așa nu, zemos și care se păstrează foarte bine. Deci, bun. Eu aș spune că merele pe care... Deci, mere a la Zagrai, da? A la Zagrai. De la Dorolea și Livezile, da, sau unde? Da, oriunde. Da, de la Dorolea, Livezile. Deci, acum oliva de ce pot să vă spun? Ce pot să vă spun? Eu am făcut 3 tratamente anul ăsta, au prins bine, eu fac tratamentele, cum am mai spus, numai prima perioadă, iarnă până la floare inclusiv, după care nu mai fac tratamente, aș putea spune că merele sunt ecologice, deci substanță activă deci pe ele. Deci două tratamente, atât au 3 tratamente, atât am făcut anul ăsta. Față și după de 12 vede, câte fac în Occident, am înțeles. Bă, să fac și 16. Și 16, sigur că da. Eu am făcut 3 tratamente, e vorba și de eficiența economică, ori acum nici cu 3 tratamente nu mai poate fi vorba de eficiență dar economică. Dar văd că timp nu au vier, sau mai nu, absolut nu e, nu e nimic. Antonomus a fost prins perfect, deci nu sunt probleme. Vorbesc de calitate. E adevărat că fructele sunt foarte multe, unele sunt mai mari, mai mici, de-aia, cum spunea și ca domnul Căpraru, ca și oameni, exact. Nu pot fi toate la fel. Jumătate din producte poate se pretează pentru păstrare, jumătate pentru industrie. La industrie, cu cei 6 bani pe care se oferă acum la ăsta, nu-ți acoperi nici recoltatul, deci mai trebuie să pui cel puțin 6 bani sau 10 bani pentru recoltat ca să poți să le aduni. Deci, indiferent dacă le scuturi, nu ca să mai vorba de câștig. Deci, efectiv, ați intrat într-o criză de supraproducție în această perioadă de criză de supraproducție la nivel mondial. În tot județul este criză de supraproducție. Așa se pare că e din cauza supraproducției. Dar aici e problema că nu este nicio legătură cu desfacerea. Deci nu este nicio posibilitate. Și mă repet din nou, alții în loc să găsească piață, pentru că politicienii sunt puși să facă politică economică. Domnule Zagrai, vă opresc puțin. Dar de ce să ne bazăm numai pe supermarketuri? Credeți-mă, eu cumpăr poate numai o dată pe lună din supermarket. Chioșcul de la marginea casei a blocului rămâne de bază. Și mai nou au apărut și chioșcuri de legume, fructe. Dar i-am întrebat pe vecinii mei de unde cumpăr eu fructe și legume, de unde aduc merele. Să rămâneți uimit. Păi știu, de la angrosist. De la, de la un angrosist care aduce tot de dincolo. Da. Asta nu înseamnă că avem ceva cu angrosistul, dimpotrivă. Nu, eu am liber. Ceva, cum să dar am dumneavoastră ceva. Știți vă întreb de ce nu vă faceți lobby pe lângă acești mici. Nu știu, nu e mai simplu pentru ei să cumpere mai ieftin și prețul pe care ei îl pot lua să fie mai mare, dar totuși mai mic decât cel mărul, de... Mărul care îl aduc din afară este un măr mai prezentabil, este mărul care se vede sus. Mă rog, asta din fericire îl produc și eu. Dar nu are gust, nu are nimic, e un gusfat. Știe toată lumea ce înseamnă mărul din afară și mărul adus. Culmea că și acum are gusfat mărul acela. Da, deci foarte discuție. Puține deci mere străine. Nicio... Mai sunt, să fim sinceri, și mere care mai au cât de cât gust. Am nimerit, spre exemplu, nu știu, un soi Idaret, da. Dacă nu mă șerez, așa ceva. Da. Deci, nu știu, de prin Polonia, dar acela avea cât de cât gust, dar nu ca... Problema că nu știu, noi nu putem intra în acest competiție, Ionatan, noi care are nu putem intra aroma în competiție cu vestul. Avem un telefon? Noi suntem abandonați. Avem un telefon. Noi suntem abandonați. De ce suntem abandonați? Pentru că subvenția care se dă la măr este nesemnificativă. Avem un telefon, haideți să vedem cu cine vorbim. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți, vă rog? Vă ascultăm, domnule Pop. Cu domnul Zagrai aș vrea să discut. Sau cu dumneavoastră. Vă rog. Merele care se scutură și se duc pentru ăsta, unde le duc la Dej? Domnule, deocamdată... Nu, Dejul e oprit. Deocamdată nu, singurele posibilități în jur este Braniștea și Reteag, și Reghinu, atât. Dar sunt blocați Braniștea, și ei. Și la Braniștea avem, la la Braniștea, da, este... Firmă de sucuri naturală. Da, o firmă de la București. Mă rog, mai mult sau mai puțin naturală. Din fructe. Nu, este și sunt niște oameni serioși acolo să-l muncească. Vă interesează din ce motiv, domnule Pop? Am și eu niște mere de dat. Câte hectare aveți? N-am.
am numai o hectar și ceva. E ceva totuși. Sunteți un simplu pomicultor sau aveți și o firmă? Nu am nicio firmă, sunt simplu. De unde sunteți, domnule Pop? De aici din Bistrița. Chiar de aici din Bistrița. Și s-au făcut mere frumoase? S-au făcut, nu pot să zic nimic. Am înțeles. Chiar aici, deasupra lui domnul Zagra. A, în vecinătate, deci e pe acolo, prin zona livezile de rând. Ghinda, da, da, da. Domnul Pop, da. Eu nu vreau să vă descurajez, dar înmulțiți dumneavoastră 0,06 cu cantitatea pe care dumneavoastră o preconizați să o faceți, mai plătiți transportul, că asta înseamnă 6 bani, în care nu este inclus transportul la fabrică. Bun, deci, o să fac aceste calcule. Ce o să faceți, domnule Pop, dumneavoastră, ce o să faceți? Unde ajungeți? Faceți suică? Câteodată câte un barel e mai bună decât. Da, și foarte bună suică de mere. Golden. De golden, are o aromă. Eu numai golden am. Am înțeles. Și nu v-ați gândit să mergeți pe la chioșcurile care vând legume, fructe din Bistrița, să vă faceți lobby, să vă spuneți, uitați, am mere golden, veniți și recoltați-le, vi le dau cu 10 bani. Nu v-ați gândit la asta. Nu vine nimeni la lucru. Dar dacă ar veni la dumneavoastră să vi le recolteze, ați fi de acord cu prețul acesta? Nu. Cam cât v-ar trebui pe kilogram? Încă nu m-am hotărât cu soția cât vând kilograme. Deci în magazinele mari, în supermarketuri, am înțeles că între 3 și 4 lei se vând merele acelea mari, frumoase, aspectoase de import. Da, da, pe piață e la 52 lei. Deci undeva cam același și prețul pe care îl cereți dumneavoastră. Da, da. Bun. Noi vă urăm să reușiți să vă vindeți merele și să nu renunțați la afacere, că ar fi păcat. O seară bună. Mulțumim, o seară bună, mulțumim de intervenție. Deci iată că mai sunt și mici fermeri, cum spuneați. Domnule director, coordonator, luminați-ne. Sunteți agenția de plăți și intervenții în agricultură. Acum e momentul să ne spuneți, să le spuneți telespectatorilor dacă aveți ceva pârghii pentru acea particulă din numele instituției noastre, intervenții în agricultură. Sau e doar o formalitate această intervenție și v-a pus o titulatură ca să dea bine la public? Da. Sigur că ar fi foarte bine ca să existe un preț de intervenție la toate produsele agricole, acolo unde prețul scade de așa manieră încât să nu mai poți acoperi cheltuielile. În situații de criză, bănuiesc că aici trebuie intervenție. Nu există, nici la greu, adică la greu se încearcă un preț de intervenție, dar nici la nu-i mulțumitor. Nu e nici. În schimb, la lapte, ca să vă spun așa, făcând o paralelă, vând țăranii cu 4-5 mii de lei, 0,4-0,5 lei litru de lapte, nu, alții vând cu un leu, nu există forme de asociere între ei, tot așa vin procesatorii și le dau cât pot, ei n-au ce face, nu-l aruncă. Și dau la cam același preț, cum a spus domnul Zagre. Cu cuvinte, eu vă spun de unde pornește toată problema asta. Agenția de plăți pentru... Agenția de plăți și intervenții pentru agricultură are un rol în toată politica asta de subvenționare sau de sprijinire a agriculturii și dacă ne referim strict la măr, există o subvenție, un ajutor de stat care se dă în cuantum de 160 de lei pe tonă. 16 bani pe kilogram. Da, exact.